Scandal toxic între responsabilii pentru reducerea poluării. Ministrul Mediului spune că Bucureștiul este cel mai poluat oraș din România, iar depășirile de pulber fine ne îmbolnăvesc grav, însă primăria nu ia măsuri. Primarul Capitalei a negat acuzațiile și susține că în ultimii ani calitatea aerului s-a îmbunătățit. Mai mult, anunță că va face o plângere penală pe numele ministrului pentru că panichează populația. Problema a ajuns să fie și una personală. Sora Gabrielei Firea este șefa de cabinet a comisarului Gărzii de Mediu din București, care între timp și-a dat demisia. Scandalul poluării din București a început la sfârșitul săptămânii trecute, când un sistem independent de monitorizare a calității aerului a înregistrat o depășire de 700% a nivelului maxim. Ministrul Mediului a anunțat că măsurătorile nu sunt oficiale și puteau arăta poluarea pe moment, dar nu media zilei, cum prevede legea. Cu toate acestea, aerul din București este foarte poluat, pentru că primăria nu a luat măsuri, spune Costel Alexe. Declarațiile au supărat-o pe Gabriela Firea. Că dacă domnul ministru consideră eronat că respiră un aer otrăvit, nu-l ținem cu forța și poate să plece din București. Primarul Capitalei susține că a luat mai multe măsuri, cum ar fi cumpărarea a 400 de autobuze, vouchere pentru biciclete și mașini destinate populației, așa că indicatorul care arată prezența pulberii fine în aer s-a îmbunătățit. Am pregătit plângerea împotriva ministrului Mediului, domnul Costel Alexa, pentru că a indus panică în rândul populației, dar sub nicio formă nu se pune problema să fie pusă în pericol viața cetățenilor. Experții primăriei spun că singurele depășiri se produc în zonele cu trafic aglomerat și acolo unde clădirile nu permit curenților de aer să evacueze emisiile. Primăria Capitalei susține că poluarea cea mare se produce pe astfel de bulevarde uriașe, străjuite de blocuri imense, cum ar fi Mihai Bravu. Specialiștii din primărie numesc astfel de artere artere de tip canion, pentru că aerul nu circulă pe aici, iar emisiile de la traficul aglomerat rămân la nivelul solului. Introducerea vinietei oxigen ar trebui să rezolve și această problemă, dar ministrul Mediului își menține declarațiile. Bucureștiul este unul dintre cele mai poluate orașe ale țării și nu s-a luat aproape nicio măsură pentru îmbunătățirea situației. Plângerea penală împotriva lui Costel Alexe nu îi însănătoșește și nu îi protejează pe București. Între timp, scandalul poluării a devenit personal. În presă a apărut informația că sora Gabrielei Firea este șefa de cabinet a comisarului Gărzii de Mediu București, care după o întâlnire cu ministrul Mediului și-a dat demisia. Primarul susține că nu exista nicio problemă. Sora mea, neavând 3 la BAC, având 2 facultăți realizate cu adevărat, nu copii după diplome, și un doctorat în protecția mediului, nu mai are cum să lucreze în domeniu, că trebuie să lase loc unora cu 3. Una peste alta, ministrul Mediului anunță că în acest moment România riscă amenzi de până la 400.000 de euro de la Comisia Europeană, dacă nu rezolvă problema poluării din București. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.